Asta e cea mai recentă de la Grand Prix-ul din Tunisia, săptămâna trecută. Medalie de aur. De la Berlin anul trecut, argint. Titlul de campion european 2012, stat canal Olanda. Asta chiar e o amintire plăcută. Antrenamentul trebuie să le iei foarte în serios ca să faci ceva. Și de fiecare dată, în timp, mai discuți, mai spui problemele, detalii la punct cu antrenamentul, dar în timpul ăla te și miști, că e ceva intrat în reflex, ca la orice sportiv de altfel. Asta este și deviza ta? Clar, cum să nu? Păi altfel n-ai cum. Pregătirea face parte din toată performanța pe care o faci. Cu cât te pregătești mai bine, performanțele îți cresc. Nu te pregătești cum trebuie, rezultatele le ai pe așa după cum te pregătești. Important e să-mi fac baremuri și să ajung acolo. Să înțeleg că tu participi la aceste olimpiade și te antrenezi atât de mult doar pentru plăcerea de a alerga și nu pentru medalii? Medalia e bonus. Medalia e bonus pentru orice sportiv, să fii primul printre toți. Nu e o recompensă? Medalia, da, este o recompensă, dar limitele mele cam astea sunt deocamdată. Am 35 de ani, sportivi de top, sunt mult mai tineri. Eu am început la 30 de ani să fac pregătirea în atletism. Deci, practic, am luat-o de la capăt, de la 0-0-0. Pe Florin Cojoc nimic nu-l poate ține departe de pista de alergare. Tânărul din Iași are 35 de ani și spune că sportul este lumea lui. Univers care a fost la un pas de a fi spulberat. A fost schior de cross-country și își dorea să devină un fotbalist celebru. Din cauza unui accident, petrecut la vârsta de 12 ani, era să piardă totul. A rămas în viață, dar fără antebrațul stâng. I-au trebuit 3 ani în care a învățat să trăiască altfel, să ignore privirile ciudate ale celor din jur și să dărâme bariere. A descoperit ce înseamnă să fii diferit și a trebuit să-și redimensioneze visele la care s-a încăpățânat să nu renunțe. Florin Cojoc este primul sportiv român care s-a calificat la atletism pentru Jocurile Paralimpice de la Londra. Se întâmplă în 2012, an în care a fost la un pas de a renunța la tot din cauza unui accident care l-a obligat să stea departe de terenul de sport mai bine de un an. A revenit însă în forță. Accidentul mi-a schimbat total viața, pentru că din așa spusă normalitate a omului, când ești din punct de vedere fizic normal, ai impresia, nu ai impresia, așa este, ești normal. Apoi când dobândești un accident, deja trebuie să te adaptezi la tot ce, la mediul care te înconjoară. Îți pui întrebări, începi o nouă viață, modul în care te îmbraci, modul în care te hrănești, modul în care te pregătești. Ai început o nouă viață, de unde doza asta de optimism și energia, de unde ți le iei? Păi, probabil n-a. Dinica mei au văzut că sunt oarecum talentat și am înclinații înspre sport. Practicând biatlonul, asta era metoda mea de a supraviețui, ca să zic așa. Aici mă regăsesc, aici îmi găsesc toate răspunsurile, mi se potrivește cel mai bine, pentru că asta știu să fac cel mai bine. Care au fost barierele ridicate de cei din jur? Mă consider un caz fericit. Eu chiar nu am avut așa bariere de alea stricte, cum m-au întâmpinat alte persoane. Nu, eu am știut de la început ce vreau să fac, am știut exact în ce mă bag. Practicând sportul, am avut contact mai mult cu oameni din lumea sportului. Pe partea mea de atletism, fiind cel mai bun din țară și rezultatele care le am, toată lumea a văzut că îmi doresc și chiar am talent în ceea ce fac. Am fost sprijinit și de club și de oamenii din Iași, de toți cei care lucrează în lumea sportului. A fost un moment în care ai fost la un pas de a renunța? O perioadă după accidentarea de la Olimpiadă, da. Aveam așa o supărare și o ciudă pe mine de ce mi se întâmplă tocmai mie. Am avut ocazia să călătoresc așa pe Mapamon și cu păreri de rău, cam suntem departe, da, din punctul ăsta de vedere. Departe față de ce? Față de cine?
față de mentalitatea omului. Altfel să ajut oamenii, altfel sunt mai zimbitori, nu știu, sunt mai buni, mai relaxați. Nu se simte stresul ăsta ca la noi, nu știu, mediul ăsta social, financiar, toate lucrurile astea. Nu știu, nu le văd acolo așa o mare problemă cum sunt la noi în țară. Contează cel mai mult ca fiecare persoană să creadă în partea lui pozitivă și să exceleze acolo și să-și dorească să ajungă, să atingă un țel, să-și pună un obiectiv. De multe ori contează sprijinul ăsta a celor din jur. O familie în care își permite să-și ducă copiii la școli bune, să practice un sport, să nu simtă nevoia că n-au ce pune pe masă sau nu poate să plece într-o vacanță. Sau să nu aibă banii aia de înghețată, promise, cadourile care vin de sărbători, de ziua lor de Crăciun și așa mai departe. Ce a fost ieri istorie? Azi e prezentul, mâine enigmă. Și trebuie să descoperim tot timpul misterile. Dăm voi. Așa? Mulțumesc foarte mult. Pentru cel mai bun interviu, poftim. Mulțumesc. Mi-a părut bine. Și mie. Mulțumesc tare mult. Toate bune.